Biblia, citești pe Solomon. Dacă vrei să vezi ce înseamnă vitejia, îl citești pe David. Dacă vrei să-l citești ce înseamnă viața veșnică, îl citești pe Iisus Hristos. Aleluia! Glorie Domnului! Amin! Glorie Domnului! Amin! Domnul Iisus e tot pentru Amin. Noi. Amin, copii Domnului? Amin! Frate, ia mami, vreau să fiu înțelept. Citește-mi pe Solomon. Vreau să fiu viteaz în lupte. Bineînțeles, pe rol spiritual. Citește-mi pe David. Aș fi dorit să învăț de la cineva răbdarea. Citește-l pe Iov. Mi-aș fi dorit, frate Amandin, să am contact cu cerul. Aleluia. Citește rugăciunea Mântuitorului Iisus Hristos, care îl leagă pe Domnul Iisus de Tatăl. Rugăciunea este puntea între cele două mari universi. E puntea care face legătura între două lucruri mari. Leagă cerul de planetă. Rugăciunea este lanțul infinitului. A lui Dumnezeu să fie toată slavă. Amin. A lui Dumnezeu să fie toată gloria. Preamărit să fie Domnul. Amin. Dacă vrea cineva să fie apropiat de cer, îi va trebui o rugăciune făcută cu credință în jertfa lui Iisus. Amin. Închei cu ultimul gând. Noi, pocăința, am început-o cu biscuiți în traistă, frate Daniel. Plecam în lucrări, mi-aduc aminte că îmi cumpăram biscuiți. Erau cei mai ieftini și cei mai ușor de purtat în geantă. Iar apa pe care o foloseam noi nu erau acele sucuri, acele fructe scumpe. Am început bordul de misiune cu biscuiți în geantă. Totuși bucuria noastră era foarte mare. Ne-am depărtat de geanta cu biscuiți și acum suntem diferiți de atunci. Nu contează cu ce faci misiunea, contează roadele misiunii. Slăvit să fie Domnul, mărit să fie numele Domnului. Nu contează cum faci misiunea, ce potențial îți trebuie pentru misiunie. Dar sunt frații mei aici, care mă ascultă ce vorbesc. Nu contează că mergi cu trenul, nu contează că mergi cu mașină de ocazie. Contează Dumnezeu să-și facă lucrarea și să umple biserica de roade. Dumnezeu să fie slăvit. Doresc să aveți foarte mult succes în misiunie. Doresc ca Dumnezeu să vă umple de succes în toată lucrarea unde veți merge. Dar nu o să-i pe frații mei să-i pomenesc în rugăciuni. Nu o să-i pe frații mei pentru care trebuie să mă rog, pentru care trebuie să cer ajutorul Domnului. Pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu mare
minunat și bogat în îndurare. Numele Lui să fie slăvit. Mă bucur și de frații de la Țăndărei că au ajuns. Domnul să-i binecuvinteze, să le dea Dumnezeu îndurare, binecuvântare. Faptul că l-am văzut pe fratele nostru, Domnul să-l binecuvinteze, pe patrianul mai vesel, cred că și-a rezolvat problema. Și dacă l-am văzut și pe Liopran, tot vesel, însemnează că nu l-a lăsat patrian degeaba așa. L-a omenit. Dar văd acolo, în colțul ăla, pe un frate care nu e așa de vesel. La rădăcina lui trebuie să pună Domnul apă. Să-i dea Dumnezeu și lui bucurie și veselie. Amin. El e prins cu mai multe gânduri, are, nu mai înțelege prin ce trece la acolo. Are multe probleme pe capul lui. Sunt prea multe gânduri, dar Dumnezeu să-ți dea putere și biruință. Amin. Amin. Amin, copiii Domnului. Amin. N-am să uit pe frații mei și așa cum spuneam frate Adi, spuneam că misiunea nu contează cum o faci. Contează să aduci suflet de la mântuire, slăvit să fie Domnul. Amin, amin. Noi facem misiune, dar am avut și succes, am avut și nesuccese în toată lucrarea. Fac misiune de 28 de ani. Și în 28 de ani Dumnezeu m-a binecuvântat. A spus, cel mai an sărac e 500 de oameni la mântuire. Un an cel mai sărac pentru mine ar fi 500 de oameni să se pocăiască. Când se încheia anul și când te gândești, bă, cam puțin anul ăsta, abia 450-500 de oameni, puțin. Și cineva a spus, Doamne, eu nu pot trăi. Păi, Dumnezeu mi-a dat de lucru. Și vreau să spun că dacă mi-aș fi adunat toate oile din cartierul ăsta, cred că n-ai avea nu să mai urci pe scări. Dar Biblia are două elemente importante care vreau să le auziți chiar acum. Duceți-vă și faceți ucenici. Și alții au înțeles altfel. Duceți-vă și furați ucenici. Sunt două categorii de oameni care trebuie să fim înțeleși. Unii face și alții fură. Să facă bunul Dumnezeu și aia care îi fură, să-i fură cu bine, să ajungă bine cu cei nici adevărați. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Avem pe fratele Oneanță care dorim să-l ascultăm cu o cântare. Avem pe Ezechiel cu o cântare. Domnul să-l binecuvinteze pe băiatul meu, pe Ezechiel. Avem și pe Viorel o cântare. Și avem și pe Salomea cu poezie. Domnul să-l binecuvinteze. Să mai aveți un pic de răbdare pentru că vrem să ne rugăm și pentru frații noștri de la Țăndăre care au venit. Domnul să-i binecuvinteze. Facem o rugăciune specială și pentru ei. Slăvit să fie Domnul Iisus. Așa cum v-am anunțat. Și spre deosebire de toate lucrurile, rămâneți că avem și o surpriză pentru voi și Domnul să vă binecuvânteze. Amin? Amin. Din familia lui fratele Lucian, fratele Ioplan, dacă puteți să-i aduceți în seara asta la biserică. Da? Bun. Haideți așa cum am anunțat că vrem să facem următoarea rugăciune. Hai, frate.